Salutare, Gabi, și bine ai revenit la Cluj. Mulțumesc. Ești una dintre obișnuitele acestui turneu. Ai fost aici de la prima ediție. Ne-am tot văzut, am tot vorbit despre lucruri. Și pentru că până acum am tot vorbit despre lucruri relaxați, am zis să up the tempo, să zic așa cum ziceți voi în tenis, și să trecem la lucruri un pic mai dificile. Pentru că tenisul feminin e foarte ușor pentru toată lumea, știm foarte bine, dar am văzut, am citit pe internet. E o disciplină ușoară. Din exterior suntem toți buni. Hai să complicăm, da, bineînțeles. Hai să complicăm un pic lucrurile și să trecem la un quiz din istoria tenisului feminin. Feminin. Nu te speria, pentru că e făcut ca oamenii și noi să aflăm lucruri despre ce s-a întâmplat în tenis. Nu te speria, că sunt deja speriată. Deci... Ți-e place geografia, nu istoria, nu? Exact. Exact, ui, așa am văzut și eu, deci nu ori. Da. Dar sunt aici să te ajut. Deci bine. Ok, don't worry. Perfect. Chiar dacă o să ai puncte, chiar dacă facem clasament, dar... Aoleo! Mai ok, ca tenisul la dublu. Ce face? Ai câștigat la dublu, apropo, astăzi. Felicitări! Mulțumesc! Prima, cum e suprafața? Am înțeles că e un pic cam lentă? E lentă, da. Mă așteptam, având în vedere că eu am jucat afară săptămâna trecută, să vină foarte rapid. Și mai ales că mâine întâlnesc o jucătoare extrem de puternică. Pe colega de echipă. Exact, practic. Pe colega mea de breaslă. Ce frumos, deci sunteți în același timp colegi și adversare. Da. Cumva. Da, e ok. Da, da, faptul că ea lovește tare mingea, mă scuzați, dar acum vorbim un pic despre tenis, vorba aia. Dacă faptul că ea lovește tare mingea, ar trebui să te ajute că suprafața e lentă, nu? Da, cu siguranță. Adică... ele pe zgură nu prea. Americancele. Da, da. Am și o întrebare apropo de asta, dar puțin mai încolo. Ok. Așa, hai să trecem. Deci, fii atentă. Am câteva întrebări, îți spun câte puncte dau la fiecare. Bine. În funcție de cum răspunzi. Ok. Unele sunt mai dificile, altele mai ușoare, ca într-un meci de tenis. E test grilă? Nu. Oh. Nu, dar e test cu indicii. Ok. Adică facem indicii. E okay să nu știi răspunsuri. Da, da, da. Nimeni n-a știut toate răspunsurile, nu ori. Da. Așa, uite, începem lent și ușor. Câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Cine a câștigat titlurile la simplu la Grand Slam-urile de anul ăsta? Despre fete vorbim, nu? Bun. Ultimul US Open, le iau descrescător. US Open-ul l-a câștigat Coco Gauff. Corect. Wimbledon l-a câștigat Rybakina? Nu. Dar e ok, continuă. Bine, mă mai întorc la Wimbledon. Bine, perfect. Roland Garros Iga? Da, că cine altcineva vorba aia. Exact. Și Australian Open l-a câștigat, știu că Iga a pierdut, dacă nu mă înșel. Se bat ele două, acum știi cum e. Sabalenka. Exact, da. Da. Iar la Wimbledon? Stai, nu-mi da. Nu-ți dau. Mai vreau să mai mă gândesc un pic. Wimbledon. Wimbledon a fost... O surpriză mare. O surpriză, da. Imediat. A, Vondrusova. Perfect. Da. Vorbești de parcă le-ai cunoaște, vorba aia, știi? Păi, da. Măi, parcă sunteți între voi aici. 4 puncte, da? S-a notat? Tehnicul. Perfect, excelent. Așa, întrebare un pic mai complicată din istorie, da? 3 puncte. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a fost în același timp numărul 1 mondial la simplu și la dublu? Și acum o să dau indicii, da? Este o doamnă respectabilă, destul de în vârstă la momentul ăsta. Ok. Cehoaică. Da. Cea mai bună cehoaică pe care a dat-o tenisul de acolo. Navratilova? Ai văzut ce simplu a fost. 3 puncte. A fost... Păi, dar nu te ajută. Ți-am spus că nu e așa de greu. Am vrut să zic că înainte, dar te-am lăsat pe tine să vorbești. Bine. Mi-a fost idol. Bine. Când eram foarte, foarte, foarte mică, până să apară Simona, deci. Ce tare. Nice. Bun, pentru 3 puncte. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a reușit un career Golden Slam? Adică a luat toate slam-urile într-un an plus jocuri olimpice. Vorbește germană foarte bine. Vorbește germană foarte bine. Vorbește germană cel mai bine dintre toate jucătoarele de tenis. Kerber? Nu. Nu. Ai la altă germană. Mai bătrână un pic. Mai bătrână un pic. Da. Imediat. Îi place foarte, foarte mult de a-i găsi. E găsit. Foarte mult. Păi, dacă îi place, bănuiesc că este soția lui, nu? Exact. Ok. Ok. Dar spune, trebuie să spui. Da. O cheamă... Hai. Ai lapsus. Da. E găsit, este soțul... nu e Patty Schneider. Cum o cheamă? Hai, cât de apropie ești de acolo. Bun. Începe cu ș.
Deci știi despre ce da, o vizualizezi, da, că văd că știi. Da, doar că nu știu cum o cheamă în momentul ăsta. Da. Revenim mai târziu. Spune-mi, da. Ștefi Graf. Ștefi Graf, da. Bun, ok. Te întreb și când? Nu te întreb și când, că asta e cu istorie. Că mă întrebi ce an? Spune-o, 98. A, nu eram născută, deci... A, ba da, aveam un an, scuze. Păi și cum la un an, nu știu... eu la un an, scriam cronici deja. Proaste, da. Nu știu, că eu am venit la 6 luni, nu știam nici serios? Ce se mănâncă. Te da. La 6 luni? Da. Nu știam asta. Da. Bine, nu știa nimeni asta, probabil. Da. Ia uite, aflăm de și cât mama. Noi. Da. Da, uite, s-a ajuns frumos. Da. Următoarea întrebare, pentru 3 puncte. La Australian Open 1997, cine a devenit cea mai tânără câștigătoare de slam la 16 ani? Maria Sharapova. Nu. A, 98, scuze, stai da, că m-am grăbit. 98. A, tu știi pe ani? Chiar știi pe ani? A, pe mai minți că nu știu eu istoria. Ok, 97, Australian Open și este cât se poate de elvețiancă. Cât se poate de elvețiancă, bun. Cât se poate de cea mai bună jucătoare elvețiancă. Și... Da, știu despre cine vorbești. Și nu soția lui Federer. Nu. Este cea care joacă cu Ionex. Exact, da. Are dreapta așa. Are dublu după da, ce da, s-a da. Lăsat. O cheamă imediat, mă gândesc. N-ai prins-o. Nu. N-am prins-o, nu. Doamne, aș fi spus acum o prostie că am mai prins-o și cu alte chestii, dar suntem în fața camerelor. Elvețian. Știu despre cine vorbesc. Capena Navratilova are același prenume. Hingis. Așa, bun, perfect. 3 puncte. Stau foarte prost cu numele. Bun, și acum, cea mai grea întrebare de până acum. Ok. Ținte bine. Da. Pentru 5 puncte. Care este cea mai amuzantă jucătoare din WTA? Păi stai un pic, cine a făcut acest clasament? Eu. Păi orice răspuns are 5 puncte. A, ok, atunci eu. Tu? Corect. Iată, 5 puncte la... Mă, Gabi, bravo. Foarte tare întrebare. Știi că vorbeam înainte de interviul ăsta unde nu am cum să-ți dau întrebările. Ți-am spus că există o întrebare la care toată lumea răspunde aproximativ identic. Și la întrebarea asta, toată lumea a zis nu Gabi Ruse, ci Ons Jabeur. Păi, pentru mine nu e cea mai amuzantă, e cea mai friendly. Aha, e o nuanță acolo. Da, exact. Corect. Bine, acum dacă mă întrebi, aș putea spune și alte jucătoare care sunt. Păi spune-ne că noi nu știm, că de-aia întreb. Okay. Că noi nu ne știm, eu știu cum e, noi ne uităm la televizor, pentru televizor nu vede nimeni. Nici nu ce bancuri, suntem ok. Imediat mă gândesc. Dar Ons e ok. Da, da, da. E excelent. Este din acea... Aluatul bun. Da. De gașcă. Exact. De comitet. Amuzant. Ce-i drept e că pe tur sunt foarte încruntate femeile. Adică aha, par în continuu a fi în perioada aceea lunii. Ok, deci nu ni se pare nouă. Nu. Ok, nu. Așa. Adică eu nu prea sunt din filmul lor. Da, da, deloc. Foarte bine. O persoană amuzantă. Pe lângă Ons. Pe lângă Ons. Hai să facem altfel. Ai chema-o la o petrecere la tine ca să vă distrați. Păi să ne distrăm, aș chema prietenele mele pe care le am din tenis. Adică Marta Costiuc, iată, sigur. Ai văzut, suntem aici. Ons e una dintre ele. Mai zi una și gata. Bine, mai zic. Oricum ai 5 puncte aici. Monica. Monica, nu? Da. S-a mai zis și Monica. Clar, Monica. Monica, gata. Sufletul pe trece. Șanse mari. Bun, next. Pentru 4 puncte, câte 2 pe răspuns. Cine a câștigat cele 2 ediții anterioare ale Transylvania Open? Păi a câștigat Conta Veit. Corect. Odată. Și anul trecut, trebuie să zic cine a câștigat? Da. Păi... Anul trecut a câștigat Blinkova. Perfect, 4 puncte. Și că nu se pricepe la istorie. Nu, dar am o memorie cât de cât ok. Selectivă. Selectivă, da. Dar ok. Acum, pentru 4 puncte, să știi că nimeni n-a răspuns corect la întrebarea asta. Bine. Pentru 4 puncte, ce jucătoare de tenis are cele mai multe medalii olimpice? Ce jucătoare... Ok. Îți dau un indiciu? Te rog. O cheamă Williams. A, serios? Pe bune. Că cum s-o cheme, vorba aia? Cine altcineva? Who else?
E una între surori. Da, eu cred că Venus. Ți-a dat răspunsul corect la întrebarea asta, nu vine să cred. Bine, ți-am spus. Cred că te-am Bine. Pregătit. Vezi? Aș fi spus tot, aș fi spus eu dacă nu-mi dădeai acest... Serena. Nu. Ai spus Venus? Nu, aș fi spus, stai, că nu vreau să zic dintre surori. Aș fi spus Hingis sau okay. Navratilova. Da, nu. Venus are 4 de aur și un argint și Serena 4 de aur și atât. Ok. Numai probleme. 4 puncte, frumos. Lasă, nu, că sunt supărată pe ea. Pe cine? Pe una dintre surori. De ce? Pentru că a făcut un comentariu care știm, nu și-ar fi, nu și-a luat, nu așa găsit rostul. Da, cunoaștem. Deloc. Da, și nu mai îmi place de ea. Ce ușor se schimbă lucrurile. Da. Bun. Pentru 5 puncte, o întrebare la care chiar n-a răspuns nimeni și da. Nu o să știi nici tu răspunsul, dar o avem aici ca să discutăm un pic pe subiect, că e interesant. Fii atent. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a purtat fustă la Wimbledon? Și nimeni nu știe răspunsul, că s-a întâmplat în 1949, s-a pierdut în negura timpului, dar vreau să spun că a fost acuzată, ca să vezi cum s-au schimbat lucrurile, a fost acuzată la momentul respectiv de Comitetul All England Club că a adus vulgaritate în tenis. Okay. Așa se lucra în 1949, exact. Pentru că nu știe nimeni răspunsul, e o întrebare cu adevărat grea, dar ok, o să-ți dai eu răspunsul. Este o americancă, o cheamă Gussie Morin și e bine să-l știi pentru viitoarele turnee, că cine știe ce e nebun, te mai întreabă chestia asta pe undeva. Da, am o întrebare. Până atunci, ele cu ce se îmbrăcau? Cu pantaloni, cu fuste lungi. Ah, chestii okay. de genul ăsta, okay, știi? Okay. Era clasicul. Okay, da, când vezi înțeleg. Imaginile alea, știi? Da, cu, erau da, niște doamne da, care da. În fustă, în fine. Da, erau ca la party. Așa, în 2001, pentru 5 puncte, în 2001, un virus cibernetic a fost botezat cu numele unei jucătoare de tenis. Practic, primeai un mail cu poza acestei jucătoare, dai click și luai virusul. Ok. nu știu asta. Da, 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 serios, s-a întâmplat. Și îți dau un indiciu. Același indiciu pe care îl dau tuturor, Enrique Iglesias. Ce s-a întâmplat? S-a îndrăgostit? Nu știu ce a făcut. Eu atâta. Indiciul este Enrique Iglesias. A, păi dacă este Enrique Iglesias, cine putea să fie decât Curnicova? Curnicova. Ana Curnicova, da. Deci nu e doar numele unei jucătoare da. Pe care o știe, ci numele unui virus. Atâta s-a putut. Ce-i drept e că la cât de frumoasă era... Păi da, clic o grămadă. Poți să-ți imaginezi, nu? Clar, au luat mulți virus. S-a împărțit în toată, s-a împrăștiat în toată lumea în decurs de o oră, două. Ca să înțelegi cum stă. Okay. Pe vremea aia era top. Bun, și acum, întrebare din partea celor de la Porsche, care ne-a invitat pe aceste scaune super confortabile de mașină. Tu ziceai că te le iei acasă. Da. Negociem. La cât de bine am răspuns, aș merita unul. Bineînțeles. Ok. Corect. Chiar două, de ce nu? Le mutăm pe orice mașină până la urmă, facem fie bine. Întrebare pentru 10 puncte, cele mai multe, da? Ce alegi? Porsche 911, Porsche Taycan, Porsche Cayenne, Porsche Panamera sau Porsche Macan? Aș fi ales Porsche 911 pentru că e mașina mea favorită, dar pentru că am Macan, voi alege Macan. Ai Macan? Da. 10 puncte plus 5 din oficiu, vă rog frumos, notați acolo. Vezi, bă, ce înseamnă? Da. Așa e. Deci de-aia te simți tu bine pe scaunele astea, de-aia răspuns bine. Bine, mi-aș fi dorit să fie mai sport mașina mea, dar na, bugetul n-a fost. Ați luat versiune de bază. Păi da, dar oricum printre versiunile de bază ale tuturor SUV-urilor de aceeași dimensiune, stai bine. Stau bine, da. Aia zic, stai bine. Până la urmă, Porsche e Porsche, știi, indiferent de versiune. Foarte tare, felicitări. De Mulțumesc. Când? Mulțumesc. 2 ani. Oh, ești în familie. Nice. Da, da. Bun, pentru un punct. Ce jucătoare de tenis deține recordul de titluri la simplu în Grand Slam-uri, în era Open? Recorduri? Scuză-mă, mai poți să repeți? Da, recordul de slam de Grand Slam-uri. Serena? Nu. Atunci, imediat. Ea se chinuie să o egale, știi că se chinuie să corect, mai corect, facă corect, una corect. Ca să... Corect. Între timp a egalat-o pe doamna... Navratilova. Nu. Între timp a egalat-o pe doamna asta, domnul Djokovic, acum, la US Open. Imediat. E numele unei arene pe care ați mai juca voi la okay. Australian Open. Ok. Pe... Imediat. Am atât de multe arene în cap. E numele unei flori. Poartă da. Prenumele, numele. Imediat. Pe... vin doar numele de la US Open. Australian Open. N-am. Imediat. Arthur Ashe, nu. Arthur Ashe, da. Louis Armstrong. Susan Longland. Da, așa. Center Court.
One, Court One. Da, da, Court 14, așa o chemam. Nu, dar ai zis ceva acum. Margaret Court. Exact, bravo, ai văzut? Da. Și acum, pentru... Am și jucat pe el. Păi normal. Da. Păi cum? Și pentru încă un punct bonus, câte slam-uri are? Câte a făcut jocul? Păi dacă, da, 23. 24. Ah, da, 24. Acolo e bine, gata. 24, Margaret Court. Bun. Câte puncte avem? Tehnicul, decideți voi. Dăm un punct. Ca în Porsche. Da, un punct care Porsche. Exact, bravo, da. Așa, bun. Pentru 5 puncte, fii atent aici că e de semantică. Ok. E cu limba română aici. Da. Și tu ești bună la asta. Să zicem. E bine. Deci, a câtea oară a împlinit Porsche 75 de ani în 2023? Ai zis că e limba română. Da, a câtea oară a împlinit Porsche 75 de ani în 2023? A 75-a oară. Păi nu, că a 75-a oară a împlinit un an. Cum adică? A 75-a oară a împlinit câte un an? Da, a 75 de ani a împlinit a câtea oară? Ce să facem dacă faceți interviuri cu ăștia care au făcut filologie, limbi moderne, wow, aplicate? Deci stai puțin că aici e o, este, o joacă. O joacă, exact. Da. Mai explică-mi o dată, deci. Deci, de... vrei să zic în engleză? Doamne, te rog frumos să nu se uite doamna de matematică la mine. Lasă-mă că n-are treabă. How many times did Porsche celebrate its first 75 years in 2023? Uite și în engleză, ca să fie bine. Am pregătit, că noi avem jucătoare din toate națiunile. Bine, vreau să citesc. De câte ori? Nu. Nu, că am răspuns aici. Ah, bine, râd. Ok. Deci okay. Nu. De a câtea oară am prins Porsche 75 de ani? De... Sau de, cât, de câte ori am prins Porsche 75 de ani în istoria sa? Ca să fie și mai simplu. De, nu, stai că mă enervez. Simt că îmi crește pulsul. 5 puncte! Păi 5 puncte! Știu... Pleacă 5 puncte. Dar nu vreau să-mi plece, mai vreau să mai întreb o dată. De câte ori am plinit Porsche 75 de ani în istoria sa? Chiar în 2023 s-a întâmplat. Păi, dar nu mă interesează anul. Că eu de exact, un... îți spun eu. Odată am plinit. Odată! Nu înțelegeam! Mă, că e bine, gata. Deci am plinit 75 de ani în 2023. De fapt asta vreau să-ți comunic. La mulți ani. La mulți ani. Dacă ai putea, încă 5 puncte, greu. Ok. Dacă ai putea să joci toată cariera doar împotriva unei jucătoare, care ar fi aceasta și mai ales de ce? E momentul să-ți faci prieteni. Nu. De ce? Hai. Am prieteni. Hai, azi. Adică din punctul meu de vedere. Perfect. Depinde cum vrei să o vezi. Păi tu vrei să o vezi cum vrei tu. De câte ori trebuie să joc? Toată viața? Toată viața, gata. De acum înainte... Păi depinde dacă vreau să câștig sau să pierd. Asta e problema ta personală. Eu sunt ok oricum. Este ok oricum că bine. Timp tu ești numărul 1 WTA, I don't care, practic. Mai okay. Sincer? Da. Toată viața aș juca cu Simona. Ce tare asta. E adâncă. Păi nu e adâncă, din cauza că... Este idolul tău. Păi da. Este. Adică asta merge și la copiii mei. Să zic aceeași chestie. Foarte tare. Adică... Dintr-un punct de vedere aș vrea să joc cu ea toată viața, deci că poate reușesc să câștig și odată. Adevăr, și pe aici te-am mai bătut de câte ori. Și mă motivează chestia asta. Deci faptul că ai ajuns să joci cu ea a fost un vis, practic, pentru tine. Sigur, 100%, da. Doar că e un pic așa greuț pentru că trebuie să transformi văzutul la televizor în realitate. A, și nu e așa ușoară viața. Da, în păcate. Da. Tu știai oricum că tenisul nu e ușor, dar când dai de o chestie de asta e și mai greu. Da. Bun. 5 puncte, am zis, nu? 5 puncte. Bun. Încă 5 puncte pentru ce jucătoare de tenis deține recordul pentru cele mai multe finale de slam pierdute în era Open. Îți spun că e americancă, este analistă de tenis și o vedem pe, peste tot. Probabil o vedeți și voi pe acolo, pe lângă voi, pe lounge-uri. Are 16 finale pierdute. Pățăști. Asta se poate fost, și mai rău. Asta a fost, dar are și 18 grea. Câștigate. Deci e pe plus cu 2. Americancă? Da. Aici nu-ți mai dau indicii. Bine. 5 puncte. Cam cât de în vârstă e? Mamăiță sau? Între. Era în a doua vârstă. Vârsta a doua. A vârsta a doua.
Da. Mămăiță. Mămăiță aș fi zis Billie Jean King. Nu e. Dar... Mai jos. Se ține bine, cred că bate jucătoare din top, ai 900, că e. Da. Nu știu dacă le bate. Dar joacă bine. Ține ritmul, cum ziceți voi. Ține ritmul. 5 litere, asta zic, uite. Și nume și prenume. 5 litere. Și americană. Nu știu. Chris Evert. Oh, nu m-aș fi gândit la ea. Asta, ne-am gândit acum împreună. Nu m-aș fi gândit la ea. Next, 3 puncte. Care a fost prima jucătoare care le-a bătut pe Serena și pe Venus la același Grand Slam? Se întâmpla în 2001 la Australian Open și este... răspuns la o întrebare. Cred că știu. A mai fost răspuns la o întrebare. Te rog, a mai fost răspuns? Ai mai dat toată răspunsul ăsta, da. 2001. Uh-huh. Era... Ok, deci a bătut-o... În țara ei zboară vacile, MOV. Ah, foarte ok. Tot îmi vine... În țara ei se dă cel mai elegant rever din lume. Da, m-am prins că Elveția. Dar că ți-am spus că stau foarte prost cu numele. Deci, dacă este elvețiancă, tocmai ce am zis. Exact. Și are prenumele lui... Da, imediat îți zic. O cheamă Hingis. Bravo, super. 3 puncte, excelent. Acum, pentru 2 puncte, ce meserie a avut domnul Roland Garros? A fost un domn la un moment dat înainte să fie turneu. Știi? Habar n-aveam, nu. Asta aici e și mai greu, că îți dai seama. Bine, dar poți să zic la nimerea la... La OHA? Cum ar veni? Da, sigur. Aș zice inginer? A fost aviator. Aviator militar chiar. Unul dintre cei mai buni aviatori din primul război mondial. A jucat pentru Franța, cum ar veni. Okay. Da, aviator. Iată, deci se poate. Okay. Poți să faci și altceva, să dai numele unor mari turnee. Și apropo de turneul din Paris, da, pentru 4 puncte, fii atentă că e tricky question. Și când zic tricky, e tricky. Pe ce suprafață s-a jucat prima ediție a turneului? A Roland Garros? Da, nu era încă Roland Garros, că în 1891 domnul Roland Garros de-abia începea să facă pași. Okay. Da, avea 3 ani, 2 ani, 3 ani, așa. Dar da, s-a jucat la Roland Garros pe altă suprafață față de ce știm noi astăzi, cu tot o altă suprafață. Eu aș zice iarbă. Exact, fix pe iarbă s-a jucat, da, în 1891. Pentru că tenisul a început pe iarbă, adică s-a întârziat. Peste canal, cum ar veni. Da. Exact. În Anglia. Felicitări, good. Așa de ușor și de elegantă, liniștită. Da. Iar acum, în 1974, a fost ultimul an în care, apropo de iarbă, toate cele 3 slemuri în afară de Roland Garros s-au jucat pe iarbă. Uh-huh. În 75 US Open a zis gata, nu mai facem pe iarbă, facem pe altceva. Pe ce? S-a jucat 3 ani pe această suprafață la US Open. Nu e tricky, nu? Asta. Ba da. Este. Toate întrebările mele sunt tricky. Păi un pic, care e ideea? După ce a mers... Deci a jucat pe iarbă, băieții acolo. După care s-au jucat pe iarbă. Americanii... Nu e hard, că hard e deja. Da, acum. Da. Nu cred că e zgură. Mai știm noi. Tu trebuie să dai un răspuns. Carpetă? Este zgură. Zgură. E zgură verde. Ah, ok. Deci timp de 3 ani, între 75 și 77... Aș fi spus zgură sau pământ. Zgura e ultima, da, exact. Acolo nici te gândești. Da. Pentru că americanii și zgura să iubesc ca... Da. Știm noi. Și acum ultima întrebare, cea mai complicată, pentru 5 puncte... Cine câștigă titlul la Transylvania Open? Păi, cred că câștigă titlul cea care joacă cel mai bine. Foarte bun răspuns. Și cine e? Cine e? Cine crezi tu că ar putea să fie? Poți să ridici mâna, de exemplu. Okay. Noi premiem încrederea jucătorilor români. Nu este vorba de încredere aici. E vorba de mulți alți factori care ar putea influența, de la sănătate până la... Suprafață. Suprafață, da. Why not? Altfel, câștigă o româncă, sunt șanse mai mari decât oricând. Clar, având în vedere că suntem 7 fete pe tablou, sunt șanse foarte mari ca una dintre noi, sau de ce nu mai multe dintre noi, să ajungem în fazele finale, și cred că ar fi foarte bine pentru toată lumea ca o româncă să câștige aici, adică inclusiv pentru voi, pentru toți cei care au organizat. Normal, evident. E altceva.
Dar nu, nu știu să zic cine va câștiga. Poate doar Dumnezeu știe. Asta rămâne de discutat. Nu știu. Mulțumesc mult, Gabi. Și eu. Congratulations. Mulțumesc. Calculează oamenii aici, dar la tehnic vedem scoruri. Noi nu vedem acum, dar se calculează ele. Mersi foarte mult și multă baftă mâine. Să fie. Mulțumesc.